Salutare tuturor, eu sunt Adi, l-am lângă mine pe Valeriu, iar astăzi filmăm un episod pentru care suntem extrem de entuziasmați. Valeriu, spune-le, ce filmăm astăzi? Episodul se numește Hotel Ieftin versus Hotel Scump. Unul din noi va sta într-un hotel scump având bani nelimitați. Iar celălalt va sta în cel mai sărac hotel posibil, cel mai ieftin, cu condiții foarte, foarte nașpa. Dar până atunci hai să vedem cine și în ce hotel va sta, iar pentru asta vom folosi aceste două carduri de acces. Unul este pentru hotelul scump, iar celălalt pentru hotelul ieftin. Valeriu, ești gata? Deci fii atent, okay. Le voi amesteca, uite așa, în spate. Sigur nu trișezi, Adi? Nu, sigur, camera va filma. Valeriu, spune, ce mână vei alege, stânga sau dreapta? Eu mănânc cu mâna stângă, așa că voi alege mâna stângă, Adi! Care stânga, mea sau a ta? Asta? Nu știu, stânga să fie! Asta? Da, hai să fie! Iar eu, prieteni, am cel mai nașpa hotel. Hotelul meu are doar o stea. Asta înseamnă că sunt niște condiții foarte, foarte proaste. Adi, acum că ești sărat, poate vrei să-ți împrumut niște bani. Dar nu am nevoie, Valeriu, eu o să am... Ok, bine, 50 de lei măcar. Nu, nu, în niciun caz. Prieteni, arde nerăbdare să văd cum Adi va trăi împreună cu șobolani și cu gândăcei și mă face pipi pe acolo, însă eu voi trăi în diamante și în aur și voi avea cele mai bune condiții. Valeriu, îți urez succes. Adi, mirează mie succes. Adi, îți urez ție succes pentru că tu mi-ai avea nevoie de el. Ok. Uite, așa arată hotelul în care urmează să stăm. Și este foarte scump pentru că se află într-o zonă centrală din orașul Chișinău. Și pe lângă asta, priviți cât de înalt este. Iar cel mai important factor este că apartamentul va fi la ultimul etaj, prieteni. După cum vedeți, aici securitatea este maximă. Nimeni nu trece, sunt camere peste tot. Sunt foarte curios cum este la Adi acum. Deci, prieteni, am ajuns la cel mai ieftin hotel pe care l-a găsit echipa Orange Blue. Și înțeleg de ce, deoarece se află în mijlocul pădurii, departe de societate, unde nu merge nicio mașină, niciun transport, a trebuit să merg câțiva kilometri pe jos. Însă hai să privim partea bună, se află departe de gălăgia orașului, e liniște pur și simplu, doar ascultați. Se aud păsările, e totul în natură, deci asta e cel mai frumos. Acum hai să vedem cum intrăm, deoarece poarta asta pare blocată, nu mi s-a dat nicio cheie. Sunt două lacăte aici, deci va trebui cumva să sar gardul ăsta sau cum. Nu mi s-a dat niciun număr de telefon, nu am idee, doar geolocația, atâta știu. Dar poate cumva tot... Am înțeles, deci lacătele alea spuse doar așa de formă. Deci securitatea din prima, nota 10. Ok, hai să intrăm. Sper măcar ca în camera mea să am ușă cu cheie, deoarece viața privată aici aparent nu e privată, e publică. Hai, veniți cu mine. Înainte de toate, prieteni, propun să vedem cum arată parcarea acestui hotel. Trebuie să fie foarte mare și cu mașini foarte scumpe în interior. Prieteni, după cum vedeți, acest teritoriu este imens, doar priviți cât loc avem noi. Sunt foarte, foarte multe căsuțe, din ce văd. Păi, arată destul de bine, e în natură, asta e cel mai tare, dar și mie îmi place natura. Scopul nostru este să găsim recepționista sau recepționistul, cine avea grijă de locul ăsta, să luăm cheia, să ne înregistrăm și să luăm camera. Prieteni, probabil aceasta este o parcare foarte scumpă, dar priviți ce fel de mașini colorate sunt pe aici! Prima dată văd mașini de așa culoare! Wow, dar acolo! Dar această mașină, priviți cât de mare este! Nu vine să cred! Nici apartamentul meu de acasă nu e atât de mare! Și încă una! Nu pot să cred! Prieteni, priviți această mașină! Are huse! Huse la mașină! Cine pune? Doar la telefon este huse! Probabil este poleită cu aur sau ceva! La... Lamborghini, ce fel de mașină mai este și asta? Prieteni, cred că e cazul să nu mă mai lungesc atât de mult în această parcare, pentru că sunt mult mai multe chestii foarte interesante care trebuie văzute. Mă duc să caut recepția și să intru în camera mea. Un lucru bun pe ziua de azi. Ușile, după cum vedeți, sunt noi, deci sunt de alea cu chei. Slavă Domnului. Viața mea privată e în siguranță. În sfârșit, prieteni, am găsit recepția în acest hotel. Însă mi-au spus că podelele sunt atât de curate încât pot să merg descansat pe aici. Așa, aici este recepția. Dar nu e nimeni, pentru că echipa Orange Blue cel mai probabil a bronat întregul hotel pentru mine. Priviți, prieteni, cine vrea poate să-și ia de aici o bombonică. Fac câteva rezerve și aici, asta probabil este gel, ca așa să stai prin păr, să fii mai frumos, prieteni, uitați-vă, sigur voi cuceri orice fată așa.
Hai să vedem ce mai este pe aici. Priviți, priviți ce canapea! Cu așa canapea, prieteni, nici nu mai am nevoie să mă duc în numărul meu. Pot să mă culc deodată aici, îmi pun două perne și dorm. Însă dacă echipa Orange Blue a pregătit totul pentru mine, haidem în număr să vedem ce este acolo. M-am răzgândit, cred, cu camera de la etajul superior, deoarece nu știu dacă vedeți voi, dar scările astea sunt făcute dintr-un lemn pe care îl poți lua pur și simplu așa și e foarte, foarte putred. Deci eu nu știu dacă e foarte sigur. Eu cred că risc să cad pe aici. O să merg foarte, foarte atent. Și poate asta tot nu mi oferă foarte mult încredere. Băi, dar mă tem aici. Deci nu vreau să-mi imaginez ce e în camerele din etajul superior. Deci m-am răzgândit cu ideea de cameră la etajul superior. Voi ruga să mi se dea o cameră jos. Vreau să stau la pământ și nimeni deasupra mea. Prieteni, este prima dată când intru în acest apartament. Dar uitați-vă ce ușă mare aici. Poți să încapi în picioare, nu trebuie să te apleci așa. Și pe lângă asta are telefon fix. Doar cu bunica vorbesc pe așa fel de telefoane. Cine pune telefon fix într-o casă atât de scumpă? Deci, prieteni, hai pe rând să vedem ce avem aici. Îmi pare foarte rău pentru Adi că trebuie să stea în așa condiții proaste. Însă noi, hai să ne bucurăm atâta timp cât putem face asta. Și apropo, echipa Orange Blue mi-a promis o surpriză foarte mare și sunt nerăbdător să aflu care este ea. De la început mi s-a spus că voi avea și papuci de cameră. Sigur că mă așteptam să fie cu aur, poleiți, frumoși. Dar cum sunt, așa sunt. Important că îmi vor ține de cald. Și apropo, vă imaginați, mi-au spus că pot să merg desculț cu ciora pe alb, pentru că oricum totul este extrem de curat pe aici. Bă, am găsit baia. Doar că nu știu cum intru acolo. Aici geam, după cum vedeți, nu-i. Eu cred că asta e pentru aerisire. Sistem de ventilație foarte bun, foarte bine gândit. Deci la baia asta acces nu am. Măcar știu că este undeva. Dacă ceva, trag un pumn în peretele ăsta și fac o gaură acolo. Hai să nu mai lungim vorba și să începem turul acestei case. Și începem, în primul rând, cu această cameră. Care, uitați-vă, are... E de culoare albă, la mine totul se murdărește și se face cu pietre. Însă aici sunt oameni care fac curat și de asta totul este în cele mai bune condiții. Aici este o canapea, stai în ea, parcă ești un rege, priviți cât spațiu ai. Și poți să te urci, să sari în sus. Uitați-vă, are și aparat de ăsta care face temperatură. Oh, din păcate nu-l pot lua acasă. Căutând recepția la acest hotel, am găsit, cum să vă zic eu vouă, cum se gătește mâncarea aici. Deci fiți atenți, eu cred că felul principal e din carne. Carne de animale sau din oameni. Deoarece avem o capcană în mijlocul teritoriului. Deci doar fiți atenți, acoperită cu frunze ca în desene. Dacă caut eu aici, mă duc jos. Nu știu ce, cred că e un sistem de canalizare ce-i drept. Glumesc și eu cu carnea și cu toată așa. Dar, băi, e chiar foarte, foarte periculos amplasată. Dacă nu o vedeam, cădeam la sigur, deoarece e mucigăitele noastre. Eu tot nu am găsit recepția, deci hai să ne continuăm expediția pe teritoriu. Prieteni, aceasta este următoarea cameră. Se pare că aici este un dormitor. Eu am uitat să fac flotări dimineața. Da, este un dormitor foarte tare. Și uitați-vă, prieteni, avem și prosoape. Putem să ne spălăm aici, să fim foarte curați. Este dormitor, putem să venim aici împreună cu o fată. Aceștia ce mai sunt? Hai să vedem cum miros aceste flori. Probabil sunt flori foarte scumpe. Nu-mi vine să cred ce am făcut. Faza asta trebuie să fie mai scumpă decât toată viața mea. Priviți ce am făcut aici. Nu pot să cred, mă vor da afară din acest hotel. Bă, trebuie totul să ascund. Așa. Așa. Sigur, nu-și va da seama că aici totul este în regulă. Voi spune că așa era. Bine, hai mai bine să continuăm. Văd că am aici un telefon, iar echipa Orange Blue mi-a spus că aici pot să sun la recepție și îmi vor aduce ce vreau eu din toată lumea. Așa, hai să vedem. De ce nu este conectat? Probabil este telefon care funcționează așa prin aer, știți? Fără cablu, există așa ceva. Bine, așa. Alo, mă auziți? Să nu strig, mă scuzați, da. Vreau să fac o comandă. Ce? Trebuie să văd meniul mai întâi. Bine, revin mai târziu, da. Să nu strig, bine, da, mă scuzați. Apropo, spuneți-mi, vă rog, cât costă o vază?
Așa, prieten, să nu mă mai sune! Nu aveți idee ce greșeală am făcut cu vaza asta! După cum vedeți, avem rezerve de apă pentru tot anul. Avem o cisternă imensă, uite acolo, din care cel mai probabil vine apa în camere și la sigur avem dușuri. Și cine știe, poate și jacuzzi. Glumesc, vă dați seama, nu știu ce e cu cisterna aia, dar bă, arată destul de tare. Măcar estetic să arate, dacă practic nu, asta e. Hai să căutăm mai departe. Scara asta la propriu o să plece. Odată și odată o să plece de aici. Prieteni, locul ăsta îmi dă niște vibe-uri extrem, extrem de puternice din copilărie, deoarece mi-am amintește de bunica. Doar fiți atenți ce avem. Avem aici un recipient care cel mai probabil speli mâinile, da? Gen, aici se punea apa, deschizi capacul sau... Da, deschizi capacul și speli pe mâini. Ingenios, da? Avem și niște întrerupătoare care la sigur funcționează. Acolo nici bec nu avem. Avem o alarmă de aia sovietică, niște cabluri, în fine. Destul de interesant, cred, nu știu, e un fel de parcă muzeu. Aici vezi istoria, practic. Mai avem o masă, am găsit un bol, doar că nu-i cu chei. Avem foarte multe borcane, avem un ceai. Deci nu e un bol, e un fierbător cu chei. Doar fiți atenți cât de multe avem aici, foarte multe sunt ruginite. Avem camera 214. La sigur găsesc eu camera 214 cu indicatoarele pe aici și foarte intuitiv. Băi, avem extrem, extrem de multe. Doar că un lucru nu înțeleg. Dacă ele stau la vedere, gen toată lumea are acces la ele, care-i sensul să mai plătești pentru acest hotel? Ok, totuși hotelul ăsta a fost extrem, extrem de ieftin. Aici cred că când plătești, le-și bacșiș pur și simplu, așa că să mai fac cineva curat, poate una alta. Dar acum, hai să căutăm camera noastră. Logic ar fi că eu pot să-mi aleg orice cameră de aici. Interesant dacă este vreo diferență între ele, gen de lux sau ceva, poate una e mai luxoasă, mai mare, iar una e mai mică. Vedem. Eu vreau să caut pe cea mai business, deci vreau o priveliște super, super tare. Apropo, priveliște de aici e absolut genială. Se vede tot teritoriul. E super, super tare. Apăsați butonul de like dacă vă place acest episod. Iar noi hai cu fierbătorul magic. Oh, am aici o bătă de baseball. Să nu vezi așa în toate direcțiile. Oh, aici este sticlă. Mai bine să fiu atent, prieteni. Hai să continuăm turul. Văd că aici sunt scări. Asta înseamnă că mai este încă un etaj în sus. Prieteni, nu pot să cred. Doar uitați-vă cât de mare este această bucătărie. Nu pot să cred. Și am un mesaj. Sperăm să aveți o experiență de neuitat la noi. Pentru orice problemă sau nelămurire, apelați la serviciul clienți 24/7. Serviciul clienți eu nu mai apelez pentru că vor afla despre faza aia. Din partea casei aveți ceva dulce. Și aici este semnătura directorului acestui hotel. Uitați-vă ce mi-au pregătit aici. Sunt ciocolate de alea scumpe, nu de alea ieftine. Uitați-vă doar cum arată. Le voi mânca un pic mai târziu, pentru că am aici alcool. Prima dată în viața mea voi gusta alcool, prieteni! Asta e șampanie de aia pentru copilași, pentru fetițe de 5 ani cu suc de căpșuni. În fine, ce avem, aceea vom bea. Probabil s-au gândit că voi face prostioare dacă voi bea o șampanie mai scumpă. Uitați-vă, prieteni, eu m-am învățat să deschid sticlele de șampanie. Așa, uitați-vă cât de bine o țin. Ați văzut? Mă pricep 100%. Trebuie să iau doar un mic gât să văd cum este. Nu-mi vine să cred, este cea mai gustoasă șampanie pe care am gustat-o în toată viața mea. Deja mă simt un pic amețit, chiar dacă este pentru copii. Valeriu, mai zi ceva acum. Tu ai o cameră cel mai probabil, dar eu am o casă. Și fiți atenți, e ridicat în sus. Cel mai probabil la primul cutremur casa asta se duce așa pe o parte. Dar în caz de, nu știu, hai să zicem, poate curge un vulcan pe aici. Sau e o inundație. Casa stă sus. Idee nu am de ce e ridicată, scrieți voi în comentarii dacă știți voi. Dar hai să găsim cheia la ușa asta. Hai să căutăm. 214. Important să nu blochez pe aici. În caz de ceva spargem ce... Glumesc, nu facem ravagii. Ok, nu e asta. Asta va dura un pic, deci voi plecați să vedeți ce face Valeriu. Eu rămân aici cu cheile astea să o găsesc pe cea potrivită. Hai să vedem ce avem aici. Este chiuveta. Uitați-vă câte robinete are. Cum se deschide asta? Așa. Are și apă, vă imaginați? Înseamnă suspiciune că proprietarii m-au amăgit. Și știți de ce? Pentru că nici măcar nu au avut bani să pună mâniere la aceste dulapuri. De ce s-a pucnat? Uitați-vă cum se deschide. Aici sunt pahare.
Sunt pahare de cristal, eu puteam să beau din cele mai scumpe pahare și eu am băut din sticla aia. Bine, nu mai pun mâna pentru că știți deja ce s-a întâmplat. Deci după mai bine de jumate de oră și 50 de chei încercate, deci va trebui să-mi iau adio de la ideea de vilă, va trebui să caut o cameră, camera respectiv 214 sau 228, 220. Păcat, era o casă destul de tare. Trebuia să o rotesc, e mânier de ăla care se... Hai să ne facem că nu am văzut asta și să ne bucurăm că am deschis această minunăție de vilă. Hai să vă fac un room tour. Avem aici un cuptor? Ce? Un aparat foarte ciudat, cred că este adus din viitor cumva. Aici este un cuptor și... două cuptoare? Cine are nevoie de două cuptoare, prieteni? Asta... chiar nu are niciun sens. Bine, acesta știu, da, știu. Acesta este frigider. Cine nu are frigider în casă? Pot să beau câtă apă vreau, vă imaginați? Nu trebuie să mă duc până la fântână și să scot căldarea aia. Pot să nu iau o sticlă și o beau. Am atâtea lucruri scumpe, nici nu știu cum se numesc. Hai să vedem mai departe ce este. După cum vedeți, avem sistem de închidere foarte, foarte avansat. E bine, dacă vine cineva aici care s-a născut după anul 2000, la sigur nu intră. După cum vedeți, foarte entuziasmat de această masă care arată absolut incredibil. Cred că e un cadou din partea recepției. După cum vedeți, ne-a lăsat, știți doar că atunci când te duci, când se duce un influencer la un hotel scump, acolo îi se pune șampanie, chestii. Masa asta arată absolut dezastruos. Mobilă de la Ikea, cea mai înaltă calitate, cel mai probabil. Eu tot mă scut, eu am impresia mereu că se urcă grizi pe mine. Nu știu de ce, dar așa e un sentiment de asta prost. După cum vedeți, avem toaletă direct în căsuță. După cum vedeți, în dreapta mea se află o oglindă extrem de mare și pot să văd, uitați-vă, pot să mă văd tot corpul, cât de frumos sunt. Nu e oglindă de aia micuță în care îți vezi numai o sprânceană și un pic de geană de la ochiul drept. Și apropo, priviți, masa este poziționată în așa fel încât dacă nu ai cu cine mânca, te uiți la masă și vorbești cu tine în oglindă. Eu mereu vorbesc singur când nu am cu cine vorbi. Asta cred că este ceva foarte normal, toți fac așa. Scaunele, apropo, sunt foarte comode, te așezi și parcă îți face masaj așa la poponeață. Hai să vedem și următoarea cameră. Și aici este primul dormitor. Începem cu acest dulap absolut mirific în care cel mai probabil se află un cadavru sau ceva. Totul e ok, avem unde să ne punem gențile, hainele, ce mai avem aici? Avem, după cum vedeți, lumina de cea mai bună calitate. Sunt niște becuri foarte econome, încât ele absolut nu există. E pe bază de aer, totul e gândit aici. Elon Musk, știți voi. Măcar geamurile se deschid. Ok, acum avem aer proaspăt de afară măcar. Podeaua e dintr-un material foarte, foarte interesant. Când mergi pe ea, zici că e nisip. Doar că nu cred că asta e bine, deoarece am impresia că dacă calc într-un loc unde nu ar trebui, o să ajung jos. În fine. Mai avem o priză aici. Bine că îmi voi putea încărca telefonul. Glumesc. Nici o șansă să bag încărcătorul în priza asta, pentru că am impresia că va exploda blocul ăla. Cred că un designer din Franța a proiectat această casă. Avem tapet și pe pod. Prima dată văd așa ceva. Eu plec de aici. Revin, reformulez. E din Japonia designerul, pentru că nu are pat. Cred că e de ăștia care dorm pe jos. Aceasta este următoarea cameră. Priviți, este spațioasă. Am aici o canapea din piele. Nu știu, dacă mi-au spus că este scump, probabil este piele de crocodil sau ceva. Și uitați-vă câte locuri. 1, 2, 3, 4, 5. 5 oameni în cap aici. Bine, în cazul lui Yati, în cap e el cu greu. Dar în fine, asta nu contează, nu despre asta vorbim acum. Avem aici un televizor extrem de mare. Uitați-vă. În viața mea nu am văzut așa ceva. Am acasă un computator, dar nu este atât de mare. Nici jumate nu este cât asta. Iar aici am un scaun și încă un scaun mai mic pentru picioare. Este foarte aproape de această vază. Ne voi muta un pic, prieteni. În niciun caz, în viața mea nu mă mai ating și nu mă mai apropii de nicio vază. Uite așa, iar acum hai să vedem cât de confortabil este. Așa. Wow, mă simt așa parcă levitez, prieteni. Nu mi-am dat seama un lucru elementar. Trebuia să stau invers. Uite așa. Oh, uitați-vă cât de comod este și mă pot uita la acest televizor. Prieteni, aceasta este cea mai frumoasă casă pe care am văzut-o. Și pe lângă asta mai are și balcon. Haidem și acolo. Apropo, prieteni, mă bucur atât de mult de confortul din această casă și din această, cum se numește, obiectul, încât am uitat de Adi. Vă imaginați? El tot participă în acest video, însă se află în cu totul alte
condiții. Chiar îmi este interesant cât de confortabil este patul lui Adi. Hai să vedem totuși dacă apă este. Dacă apă este aici, bă, casa asta e genială. Nimic surprinzător, vă dați seama, dacă se pornea acum apa, era ceva, era miracol. Și am mai văzut un detaliu foarte interesant, avem oaspeți nepoftiți, fiți atenți acolo sus. Avem o viespe. De unde naiba viespe toamna? Idee nu am. Hai să vedem următorul dormitor în care sper din tot sufletul că avem un pat, deoarece eu nu am idee unde să dorm pe jos, nu e cea mai bună idee. Pam, 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 pam și nice! Arată destul de bine și foarte promițător. Hai să vedem. Mai țineți minte viaspa aia de acolo? Am găsit, cred, masculul. Haideți să vedeți. Aici dormitorul e ocupat. Bă, viaspa asta zici că e șobolan, dar îmi place că merge, bă, civilizat. Vespele sunt civilizate. Merg frumos, este în cameră, ne lasă să filmăm. Se mișcă în ceea ce e drept, cred că e accidentată sau prea grasă. Nu știu de unde a găsit atâta mieri. S-a oprit pe loc, deci eu va trebui așa frumușeau să mă duc de aici și să nu o spierit. Bă, mă tem! Bă! Evacuăm casa. Acum a venit timpul să ieșim la balcon. Doar priviți, priviți ce, ce uși din sticlă mari sunt aici. Hai să vedem. Așa, acum probabil le-am închis în loc să le deschid. Nu înțeleg cum funcționează asta. Probabil, așa, asta e poziția corectă. Vă imaginați? Sunt foarte grele aceste uși. Probabil din cauza că sunt calitative. Aceasta este terasa, revin imediat, imediat, prieteni! După ce fostul proprietar al acestei case a evacuat vila, avem dormitorul principal. Hai să vă facem un room tour aici. Sperăm că ăla era ultimul membru al familiei și nu mai sunt alții care sunt aici. Respectiv șobolani sau alte animale pe aici nu avem. Să vedem și în dulap, poate aici e cuibul, mai știi? Deschid ăsta și o veastă cât mine de mare, știi, mutant. Eu zic că e un dulap destul de generos, avem unde să ne lăsăm hainele, frumos, așa, civilizat, dulapul foarte rezistent, din lemn masiv de sejar. Recepția nu a găsit sticle de șampanie, în schimb a găsit sticle de bere și ne-a lăsat aici frumos. Avem un pat. Băi, eu cred că cel mai important într-un hotel e patul, da? Pentru că tu de ce iei un hotel? Desigur, să dormi, nu? Altceva ce poți face? Acum urmează să testăm acest pat, să vedem dacă este comod, dacă pot dormi pe el, dar nu avem din păcate, dar nicio șansă eu să mă așez paturile astea, fără ca să-mi pun lenjeria mea. Așa, mi-am adus frumos de acasă. Deci acum eu voi fi un examinator al igienei. Voi da poate hotelului, după stele, după tot, să vedem, bă, cât de curat e. Hai să luăm într-un loc așa, de exemplu de pe mobilă, să vedem, putem mânca de aici sau nu. După cum vedeți, igiena este de nota 10, deloc nu se ia masa și pământul de pe ea. Mai avem caca de șobolan pe masă, asta excludem, da? Deci pe masa asta nu mâncă. Hai pe jos să vedem, nu știu, chiar în mijloc, hai să vedem cât de curat aici. Vă dați seama, e extrem, extrem de curat. Asta o voi lăsa cadou aici, pentru că la sigur cui mai va trebui. Eu cred că după o renovare din casa asta faci o vilă, bă, de nota 10, mai ceva că la duream popor. Hai să revenim la pat. Mi-am adus de acasă o pătură călduroasă, deoarece, nu uităm, suntem în toamnă, afară e frig, mai ales noaptea, așa că hai să o punem. Iar acum, momentul adevărului. Surprinzător, dar e extrem de moale. E mult mai moale decât multe paturi pe care am stat eu. Acum va fi mai bine pentru că am luat cu mine această șampanie pentru copilaj. Hai să vedem cât de confortabile sunt aceste canapele. Este foarte confortabil, vă imaginați? Noaptea poți să vii aici să dormi, însă poți să fii mâncați de țânțari. Doar dacă proprietarii nu au plătit țânțarii să plece de aici. Acum hai să continuăm. Deci, o floare! Voi trece pe aici să nu o ating în niciun caz! Prieteni, cam să lăsa frigul, să nu uităm că ne aflăm în sfârșitul toamnei, iar noaptea va fi infernal de frig aici. Cel mai probabil noaptea va fi extrem, extrem de frig, plus la asta nu am nicio pătură și nici gând să mă învelesc cu asta, deci voi inventa o modalitate cum să fac căldură. Practic, voi inventa un șemineu. După cum bine vă dați seama, în această casă nu avem niciun sistem de încălzire, iar aer condiționat nu cred că s-a inventat când a fost proiectată casa asta, deci vom inventa unul sau improvisa, mai bine zis. Avem nevoie în felul următor. Avem nevoie de o farfurie metalică, două ghivece,
Cel mai bine nu de plastic, de ceramică. Eu nu am găsit de ceramică, am doar de plastic, dar e plastic gros. Deci sper că va rezista. Veți vedea imediat de ce. Și două lumânări de astea circulare, da? De fapt, vom avea nevoie doar de una. O vom pune, uite așa, în mijloc și îi vom da foc. Lumânarea deja emană un pic de căldură, însă asta nu e tot. Ce vom face acum este să luăm ghiveciul ăsta mic. Îl vom pune peste lumânare. Ăsta se va încălzi extrem, extrem de puternic. De-aia am zis să luați un ghiveci care e ori din metal, ori din ceramică. Și ghiveciul mare îl vom pune deasupra. Ce se va întâmpla acum? Ghiveciul mic se va încălzi atât de tare încât va emana foarte multă căldură. Iar ghiveciul mare o va distribui egal în toată camera. Aceasta, prieteni, este cea de-a doua terasă. Doar priviți! Aici este intrarea în casă prin altă ușă. Ce? Cine a pus duș afară? Cum adică? Funcționează! Cum adică? Stai, faci aici duș cu pipilăul gol și te uiți la tot orașul doar privit. Avem aici, putem așa să pășim, cic, cic, cic. Și aici este priveliște la tot orașul. Acum este noapte și nu știu dacă se vede foarte bine. Însă ziua este uimitor aici. Apropo, am uitat să vă arăt, pe lângă această baie, putem să spunem, în casă mai sunt încă două băi. Hai să le vedem și pe ele. Prieteni, deja a început să mi se facă foame. Am ceva mâncare la mine, doar că nici o șansă să mănânc eu aici sau în bucătăria improvizată. Partea bună știți care e? Trecând pe lângă o casă și căutând locul ăsta, am văzut un plan a întregului teritoriu de aici. Iar cumva mi se pare mie că am citit undeva că scria cantina. Deci acum vom pleca și vom căuta cantina acestui loc. Îmi dau seama că nu e funcțională, dar măcar poate e mai igienică decât camera asta. Așa că hai afară! Aceasta este prima baie despre care vă spuneam. Este uimitoare, are aici duș. Nu lucrează? Oh, nu! Aproape m-am mutat, prieteni! Uite așa, aceasta este prima baie. Aici este un WC-ul dacă vrei să faci pipi-pupu. Și ceea ce este foarte ciudat, de ce? Pe lângă primul lavoar, aici este încă un lavoar pentru pitici, probabil, să-și spele mâinile sau care e idee. De ce ai pune două lavoare într-o baie? Cantina! Am găsit cantina! Bă, avem foarte, foarte multe mese, deci hai să... Ușile la depozite sunt descuiate, iar la cantină e încuiată. Care-i sensul aici? Păcat, dacă sincer, arată super tare sala asta de mese, doar că da. E încuiat. Aș putea trage mai tare, doar că nu distrugem nimic, da? Mai avem o șansă foarte, foarte mică ca unul din geamuri să fie deschis. Camuflaj de nota 2 milioane, deci fiți atenți, am văzut prima dată plasa asta aici. Mă uitam așa la ea și zic, bă, aici la fel e plasă. De fapt, nu e plasă, ia fiți atent. Băi, cât de horror arată! Dar e un praf aici. Aici, bă, de apreciat. Păi, așa, o temperatură constantă, e plăcută. Nu știu de ce de afară părea mult mai igienic, dar acum că am intrat aici, nu e foarte igienic, dar e super, super tare și super horror. Hai să facem un room tour. Poate în părțile alea găsim ceva mult mai interesant, poate o baie normală. Hey, este cineva aici? Hello? Iar asta este ultima baie, aici avem o cadă, spre deosebire de prima baie în care este duș. Aici avem un WC-ul pe care poți să te așezi și să faci pipi-pupu. Și uitați-vă, au pregătit chiar și o plafumă, dacă ți este frig, te învelești așa în timp ce faci pipi-pupu. Vă imaginați la ce nivel a ajuns evoluția. Iar aici avem pastă de dinți, din bambuc, din bambuc, vă imaginați, au făcut-o dintr-un copac. Cine face pastă de dinți din copac? Iar aici am... Prima dată văd așa fel de pastă de dinți! Hai să vedem. Am reușit să o deschid, dar cum se apasă? Cum funcționează asta? Sau... trebuia de scos capacul! Uitați-vă! Am dat aici cu pastă de dinți! Nu știu de ce, dar mereu îmi place să ud un pic pasta de dinți înainte să o bag în gură, iar apoi îmi spăl dinții! Trebuie să ne spălăm dinții foarte bine, prieteni! Apropo, scrieți în comentarii dacă și voi vă udați periuța de dinți înainte să o băgați în gură. Nu știu de ce, dar îmi place să fac asta. Asta arată extrem de horror. Zici că sunt într-un spital, nu într-un hotel. Păi arată din ce în ce mai horror aici. Deci avem o cadă, mă rog, dublă cadă. Poți să speli frumos aici, faci un duș ca oamenii. Eu zic
zic să revenim în locul inițial, pentru că nu cred că este vreun acces. Dacă vine cineva aici, măcar să putem fugi repede. Da, hai să ne concentrăm pe mâncare. Prieteni, este foarte, foarte confortabil în această casă, însă trebuie să recunosc, deja îmi este foame și trebuie să sun la acest telefon, însă punem înapoi cablul pe care l-am scos mai devreme. Sper să nu mă întrebe nimic despre faza aia stricată. Așa. Undeva pe aici trebuie să fie meniul ăla. Oh, uitați-vă, acesta este meniul hotelului, prieteni. Alo, stați un pic să mă uit în meniu. Știți, dați-mi ceea ce aveți cel mai scump astăzi eu nu mă limitez deloc. Dați-mi cel mai scump ce aveți. Dacă am bani, sigur că am bani. Ce, eu să nu am bani? Nu e posibil una ca asta. Ok, prieteni, a spus că imediat va veni mâncarea. Dar până atunci, prieteni, merg să fac o baie. Băieți, am făcut un duș. Hai să văd cum arăt acum. Uitați-vă la mine. Nu-mi vine să cred, este cel mai tare duș din viața mea. Apa este extrem de caldă și este foarte, foarte plăcut. Acum, trebuie să vă spun sincer, am auzit că cineva a intrat pe ușă. Nu știu sigur, sau este un hot, sau mi s-a adus mâncarea. Haidem sus să vedem. Arde nerăbdare să văd ce fel de mâncare va fi aici. Deja simt mirosul. Uite, aici e mâncarea, prieteni! Wow! Ce fel de mâncare este asta? Prima dată văd! Cașcaval cu mucegai? Nu știu, am acasă cașcaval cu mucegai. Stai de 3 săptămâni în frigider, dar de ce asta ar fi socotită mâncare de elită? Miere! Ce trebuie să moi în această miere, prieteni? Roșie? Roșie trebuie să o mâncăm cu miere? Așa e rețeta la ei? O, prieteni, nu e bun deloc. Văd că aici mai sunt câteva felii de măr, niște nuci, o măslină. Ce combinație ciudată de alimente, prieteni. Nu am făcut așa combinație niciodată în viață. Apă cu gaze? Credeam că doar sucul are gaze. Dar se pare că nu e așa. Uitați-vă cât de frumos toate. Cade pe masă. Chiar sunt foarte înfometat și foarte însetat. Dezăgut și din această sticlă cu suc. Însă această sticlă nu se deschide atât de ușor. Dar priviți ce am învățat eu la școală. Ați văzut, prieteni? Nu! Deci eu mă bucur aici de această mâncare. Sunt foarte curios ce mănâncă Adi. Deci fiți atenți, bugetul meu a fost de 50 de lei moldovenești. În roni iese undeva la cât? 12 roni, cam așa. Hai să vă arăt ce poți cumpăra de 12 roni în Republica Moldova. Deci, avem așa. Avem niște chipsuri, clasic. Avem niște biscuiți. Altfel de biscuiți. Deci de ăștia sățioși. Dar cel mai tare lucru, supă la plic. Și de-aia tare. Da, știu, apă nu avem, nici gând să găsim aici fierbător sau ceva. Dar cum îmi place mie să mănânc asta, deoarece îmi amintește foarte mult de copilărie. Fiți atenți. În acest pachet avem, uite așa, un pliculeț în care se află niște condimente. Frumos o deschidem. Introducem astea aici, deasupra. Scuturăm bine conținutul. Iar acum putem mânca. Chestii de astea mâncam când eram la școală. Prieteni, am găsit toate comenzile din casă și acum hai să punem temperaturi la aparate. Așa, uitați-vă cum se mișcă. Acum aici vreau să fie... uite așa, 24 de grade, pentru că atunci când mă voi pune aici, să vreau să stau un pic să mă joc la un computator, la ceva, să fie temperatura corectă. Hai să vedem și alte camere. Prieteni, îl voi porni și pe acesta, însă aici vreau să pun temperatura de... de 16 grade. Și știți de ce? Pentru că îmi permit. Sunt în acest hotel care este foarte scump și pot să fac ce vreau. Prieteni, cea mai tare veste pe ziua de astăzi. Fiți atenți, am pregătit surpriza pentru final, da? În anunțul acestui hotel era scris că el este dotat cu o piscină. O piscină absolut gratuită. Și din ce am văzut, pe acest teritoriu sunt singur. Deci doar imaginați-vă, o piscină în mijlocul naturii. Eu singur. Păsărelile care cântă. Bă, asta va fi absolut genial. Traseul până la piscină pare destul de nepromițător, dar hai să sărim! Înghea. Ce naiba e asta? Și nu scria că e funcțională, că este... Bă, teoretic e funcțională, deoarece este apa aici, doar că am impresia că dacă sar în ea, mă voi topi ca în acid. Bă, și atât de tare vreau să sar în piscină, e o zi atât de perfectă, doar... Bă... Se pare că va trebui să găsesc altă activitate. Mă întreb oare ce face Valeriu.
aici suntem aproape de balcon și de asta voi pune cea mai caldă temperatură care este în casă. Hai să vedem care este maximul. 30 de grade, prieteni. Voi fi în această casă ca în mijlocul verii. Vă imaginați cât de mult este asta? Asta a fost pentru ziua de azi, prieteni. Eu trebuie să fiu sincer cu voi. Am obosit și vreau să trag un pui de somn și deja vă mai spun ce fel de vise am avut mâine dimineață, prieteni. Sper că la Adi este mai confortabil acolo. De moale este acest pat, prieteni! Eu am uitat să-mi scot ciupicii! Prieteni, deci mă simt foarte, foarte revigorat! Parcă am dormit 3 nopți întregi! Iar acum mă duc să-mi fac cafeluța de dimineață! Așa? Prieteni, eu nu prea beau cafea, însă având așa condiții și având acest aparat, trebuie măcar să încerc să apăs pe toate butoanele să văd ce face. Și uitați-vă, ce cană, parcă este poleită cu aur pe margini. Deci, probabil trebuie de luat de aici, așa. Sper să nu stric acest aparat cum am stricat și vaza. Îl pun aici, trebuie să punem capacul, așa. Și apăsăm pe buton! A început să facă un sunet foarte ciudat! Nu! Așa! Era cât pe ce să uit să pun cana, prieteni! Voi vedea cea mai tare cafea! Prieteni, asta va fi cea mai gustoasă cafeluță din toată viața mea! Cred că este destul! Cum să sting acest aparat? Așa... gata, prieteni, mă duc la terasă să savurez din plin cafeluța. Ei, prieteni, unde sunt manierele mele? Am uitat să iau această farfurioară. Uite așa, așa chiar arăt ca un bogătaș adevărat. Am găsit acest foișor super, super tare. E așa, un spațiu curat, delimitat de niște mese, frumos, ai unde te relaxa. Și dacă nu avem piscină, măcar avem o tablă de șah. Mi-am adus de acasă frumos, pentru că urmează să joc cu cea mai inteligentă persoană din lume. Va veni imediat, dar mai întâi hai să fac mai întâi mișcarea mea, pentru că e foarte dificil să joci cu el. Fiți atenți. Așa. A, uite că vine. Prieteni, doar priviți, priviți cum arată această priveliște, este ceva extraordinar. Și am cafeluța, asta este probabil cea mai scumpă dimineață din toată viața mea. Prieteni, eu recunosc acea terasă dintr-o mie. Probabil asta este surpriza despre care îmi tot povestea echipa Orange Blue. Aia este terasa Andrei Bostănică, prieteni. Nu credeam că voi vedea asta în viața mea. Vă imaginați dacă acum Andrei Bostănică are și în această terasă? Asta ar fi uimitor. Asta ar fi visul meu împlinit. Mă duc eu la ea, prieteni. Valeriu, nebunic, stai aici. Ai dreptate. Uite ce înălțime este acolo. Cred că trebuie să-mi fac altă strategie, prieteni. Vă dați seama, eu sunt din ce în ce mai aproape de Andreea, pentru că ea acum se află la 100 de metri de mine. Dacă este acasă, desigur. Însă eu probabil voi rămâne aici și voi urmări dacă cumva va ieși. Apropo, scrieți în comentarii dacă vreți ca echipa Orange Blue să o aducă pe Andreea Bostănică în videoclipuri. Scrieți în comentarii, o vrem pe Andreea Bostănică și visul meu va fi îndeplinit. Știți, prieteni, deși poate nu e cel mai luxos, cel mai relaxant sau cel mai curat hotel din lume, e la sigur un hotel în care te deconectezi de la viața de zi cu zi, deoarece doar ascultați. Băi, decibel de gălăgie nu se aude, pas de om aici, doar auzi păsări care cântă. Am văzut foarte multe veverițe și animăluțe foarte, foarte drăguțe, deci e un loc în care chiar ai unde te relaxa. Plus la asta, ai în jur doar natură, ai locuri unde să vezi, să te relaxezi, să simți așa o conexiune cu natura, deci e super, super fain. Iar pentru asta, hotelul ăsta primește de la mine o notă foarte mare, deci serios, e super, super fain. Chiar m-am distrat, am văzut și o altă parte a vieții, însă, bă, să trăiești în așa condiții, uneori poate fi chiar super, super fun. Așa că eu recomand pentru vreo câteva zile să veniți în așa un tip de hotel pentru a ieși din zona de confort și pentru a vă simți mult mai apropiați de natură și a vă deconecta de la viața de zi cu zi. Se pare că odihna mea a luat sfârșit, însă am ajuns la o singură concluzie. A fost foarte bine aici, dar m-am simțit cam singuratic. Se pare că frumusețea adevărată în viață nu este despre locul în care stai, cât de scump este el, ci despre oamenii care sunt în jurul tău. Am bani în sac, sunt ca Scrooge McDuck. Știu că sunt pe plac, am bani în sac.
ground that